Ești pregătit să explorezi latura întunecată a lui Gingis Khan? De la fiul mare lider la un cuceritor de miros, Gingis Khan a făcut lucruri cu adevărat înfricoșătoare împotriva dușmanilor săi. În acest videoclip vom discuta despre lucrurile necunoscute și înfiorătoare pe care Gingis Khan le-a făcut dușmanilor săi, la folosirea tacticilor de război psihologic, la torturarea captivilor, vom explora cele mai întunecate adâncimi ale istoriei sale. Vom vorbi de asemenea despre cum acțiunile sale crude i-au afectat numele și moștenirea. Așadar, să începem și să aflăm câte dintre cele mai șocante lucruri pe care Gingis Khan le-a făcut dușmanilor săi. Și înainte de asta, nu uitați să dați like și să vă abonați la canalul nostru. Să începem! O tactică brutală și inumană. Scuturi umane. Scuturile umane erau cunoscute sub numele de Karash printre mongoli. Mongolii au adunat toți oamenii capturați, inclusiv femei și copii. Sub amenințarea sabiei, aceștia au fost forțați să formeze un scut uman în spatele căruia mongolii puteau înainta fără să fie atacați. Mulți oameni vinovați au fost răniți de săgețile și bolțele de arbaletă, bombele rudimentare, uleiul clocotit și pietrele aruncate de apărători din cauza acestui plan crud. Apărătorii au fost forțați să tragă în propriul lor oameni, în timp ce mongolii se ascundeau în spate. Singura altă opțiune era să se predea rapid, ceea ce de obicei însemna doar să arate respect față de mongoli. Fără îndoială, folosirea oamenilor ca scuturi a fost o strategie extrem de eficientă. Execuții în masă. Este imposibil de știut cu certitudine câți oameni au murit în timpul invaziilor mongole, dar mulți istorici cred că numărul era în jur de 40 de milioane. Consensul din evul mediu arată că populația Chinei a scăzut cu zeci de milioane în timpul domniei lui Khan, iar experții cred că Khan poate să fie ucis până la 3 sferturi din populația care trăia în ceea ce este acum Iran, în timpul războiului cu Imperiul Karazimian. Din cauza invaziilor mongole, populația mondială a scăzut cu aproximativ 11%. Oponenții săi îl temeau obsesiv din cauza numărului de oameni pe care i-a ucis. În bătălie, aceasta era cea mai de încredere arma lui. Pentru a se răzbâna pe un singur individ, Gingis Khan a pornit într-un masacru, ucigând 1,7 milioane de oameni vinovați în acest proces. Una dintre fiicele sale avea o legătură specială cu soțul ei, Tokakar. Gingis Khan avea o afecțiune deosebită pentru Tokakar, făcându-i generele său favorit. Când tragedia a lovit și Tokakar a fost ucis de un arcaș din Nishapur, prințesa a fost hotărâtă să se răzbune. Armata lui Gingis Khan a atacat orașul Nishapur, iar locuitorii au fost uciși unul câte unul. Se estimează că au murit 1.748.000 de oameni. Chiar dacă numărul poate fi incorrect, soldații s-au fost responsabili pentru moartea tuturor celor pe care i-au întâlnit. I-au vânat și ucis mame, nenăscuți, copii și chiar unele animale de companie, precum pisici și câini. Fiica lui Gingis Khan a spus că nimeni nu trebuie lăsat în viață nici măcar pentru o mică rană, așa că le-au tăiat capetele și le-au stivuit craniile în formă de piramidă. Le-a aranjat căsătorii între fiicele sale și aliații săi, apoi i-au ucis. Căsătoriile dintre fiicele Gingis Khan și regii aliaților săi au fost un factor cheie în ascensiunea sa la putere. Gingis Khan a făcut în așa fel încât chiar și căsătoria să însemne moarte sigură. Pentru a fi eligibil să se căsătorească cu una dintre fiicele lui Gingis Khan, monarhii trebuiau să divorțeze toate soțiile lor anterioare. Nu făceau asta din angajament față de monogamie. Era făcut pentru ca fiicele sale să fie singurele moștenitoare la tron. După aceasta, conducătorii mongoli erau trimiși în prima linie a bătăliei. Dacă regele sau urmașii săi masculini mureau în acea bătălie, fiicele sale deveneau monarhii. Când Gingis Khan a murit, fiicele sale conduceau un teritoriu vast, ceea ce se întindea de la Marea Galbenă din China până la Marea Caspică din Iran. Gingis Khan a schimbat cursul unui râu prin locul de naștere al dușmanului său pentru a-l șterge din istorie. Gingis Khan a făcut un lucru de neconceput când a descoperit Karizimia, un regat musulman. O echipă de diplomați a fost trimisă în oraș pentru a deschide o rută comercială și a întări legăturile diplomatice. Cu toate acestea, guvernatorul Karizimia nu a fost convins. L-a ordonat execuția diplomaților, crezând că toți făceau parte dintr-un complot mongol, și când au trimis o altă echipă, i-a ucis și pe aceștia. Regele Gingis Khan era furios. Întinsese o mână prietenoasă, doar pentru a fi răsplătit cu viețile diplomaților săi. A adunat o armată de 200.000 de oameni, a invadat Karazam și a distrus țara. Khan a trimis două armate pentru a distruge orice urmă a Karazamului, chiar dacă deja câștigase. Aceasta a inclus distrugerea fiecărui castel, oraș și fermă pe care le-au întâlnit. O legendă spune că a deviat chiar și un râu, astfel încât să treacă prin gat și să-l șteargă de pe toate hărțile. Gingis Khan a turnat argint topit în ochi și urechile unui lider dinamic. Khanul era extrem de mândru de haosul pe care îl provoca și credea că frica pe care o inspira ar trebui să atragă mai mulți aliați fără a-și pune oamenii în pericol. Deși aceste campanii de teroare erau obișnuite pentru el, mulți nu realizau că dacă îl provocau într-un mod personal, putea deveni mult mai crud și nemilos decât și-ar fi putut imagina vreodată. În Alcog, un nobil care conducea un oraș important a stat în calea cuceririi lui Khan. Acest lucru a înfuriat foarte tare pe Khan. Mai devreme, el trimisese 500 de oameni cu o caravană pentru a crea noi rute comerciale în zonă. Din păcate, Inalchung a distrus caravana și a respins oferta de pace lui Khan.
Acest lucru l-a înfuriat enorm pe Khan, a păștrăs întreaga populație a orașului, distrugând tot ce mai rămăsese și a asigurat moartea liderului disprețuit, turnând argint topit în ochii și urechile acestuia. Khanul cu siguranță nu ar fi tolerat un astfel de comportament, iar aceasta este una dintre primele relatări despre o pedeapsă aspră pentru uciderea mesagerului. Când era copil, și-a ucis fratele Vitreg din cauza unei dispute legate de vânătoare. În timp ce Genghis Khan era încă un băiat, familia sa era în conflict cu restul tribului și erau nevoiți să se descurce singuri. Mama sa se ocupa de hrănirea 6 guri, între cei 4 copii biologici și cei 2 copii vitregi. Genghis Khan, cunoscut atunci sub numele de Temujin, a fost crescut cu ideea că va trebui să ucidă pentru a supraviețui. Genghis a ajutat la procurarea hranei pentru familia sa, dar deseori se certa cu fratele său Vitreg, un tânăr de vârstă apropiată, cu privire la cum ar trebui distribuită hrana. După o neînțelegere între cei doi frați, tânărul Genghis a adus problema la mama lor. Când a aflat că mama sa nu i-a dat dreptate, s-a înfuriat și a plecat nervos. Genghis și fratele său mai mic l-au atacat și l-au ucis pe fratele lor Vitreg cu arcuri, în timp ce acesta era ocupat cu treburile sale fără să știe ce urma să-i se întâmple. Mama lor a fost îndureroată și furioasă când a aflat, dar cei doi nu au fost niciodată pedepsiți. Genghis nu a simțit niciodată regret pentru acea crimă. În mintea lui era logic și probabil că aceasta a fost începutul unei dependențe de violență pe care nu putea controla. Mutilarea. Genghis Khan era cunoscut și pentru practicile sale de mutilare a inamicilor. Deseori le tăia nasurile, urechile și mâinile pentru a-i face incapabil să lupte înapoi. Le credea de asemenea că această practică îi va face mai puțin atrăgători pentru potențialii aliați. Această tactică era eficientă în a-i face pe inamicii săi se simtă neputincioși și fără speranță. Când mongolii câștigau, organizau o petrecere pe capetele nobilor ruși. În anul 1223, armata mongolă traversa Rusia și tocmai ieșise victorioasă din bătălia de pe râul Kalka. După ce mongolii au cucerit orașele și armata rusă s-a predat, au decis să organizeze o petrecere pentru a sărbători victoria. Aristocrații și generalii armatei ruse au fost obligați să îngenuncheze și să se roage. După aceea, o poartă masivă de lemn a fost rostogolită peste ei. Pe poartă au fost așezate scaune și mese, iar soldații s-au așezat să mănânce deasupra acesteia. Au sărbătorit victoria mâncând și bând deasupra trupurilor încă vii ale inamicilor lor. Fierberea și arderea generalilor capturați. În cea multor alte calități, Genghis Khan nu era cunoscut pentru milă. După cum am văzut, nu ezita să-și ucidă dușmanii, chiar și dacă erau civili care s-au predat fără luptă. Înainte ca Genghis Khan să unească mongolii și să înceapă adevărata sa domnie de cucerire, el avea rivali pentru conducerea mongolilor, unii la fel de nebuni și cruzi ca el. Se spune că unul dintre acești rivali, Jamalka, a ars generalii inamici în 70 de vase de lut după o victorie impresionantă. În orice caz, cruzimea a devenit atât de cunoscută încât unii oameni au început să-l susțină pe Genghis, chiar dacă și el era brutal. Acest lucru s-ar putea datora faptului că pedepsele tipice aplicate de Genghis nobililor lui nu erau la fel de lente și groaznice ca arderea celor vii, deși ambele erau legale. Khanul își zdrobea oponenții. A existat episodul cu argintul topit, iar oamenii erau călcați în picioare în număr mare, dar acestea erau forme mai puțin extreme de tortură decât fierberea celor vii. Acesta a fost videoclipul de astăzi, dar avem și alte videoclipuri interesante pentru voi. Tot ce trebuie să faceți este să intrați pe canal și să le urmăriți.